În materialul vom face o scurtă prezentare a trandafirului pentru petale. Din acest trandafir se obține un preparat deosebit de gustos și anume dulceața de trandafiri. Dulceața de trandafir pe care cu siguranță am gustat-o în copilărie. Cerințele față de factorii de mediu. Există trei specii cultivate în pentru petale. Acestea sunt rosa rugosa, Rosa damascena și Rosa centifolia. Toate acestea preferă zonele cu climat răcoros, unde temperatura medie anuală nu depășește 8 grade. În perioada de repaus, Rosa rugosa suportă temperaturi de minus 25 de grade, iar Rosa centifolia rezistă numai până la temperaturi de minus 18 grade Celsius. Speciile de trandafir pentru petale au cerințe moderate față de lumină, fapt pentru care pot fi cultura, cultivate cu succes pe terenurile cu expoziție nordică sau nord estică. Rosa rugosa suportă excesul de umiditate, la fel și rosa centifolia, însă sunt sensibile la secetă prelungită din sol. Rosa rugosa valorifică solurile slab productive, improprii pentru alte specii pomicole. Rosa Damascena și rosa centifolia preferă solurile cu textură mijlocie bogate în materie organică. Sortimentul de soiuri. În urma cercetărilor efectuate în România, s-a constatat că, dintre cele trei specii de trandafiri pentru petale studiate, cel mai bine se pretează pentru acest lucru specia rosa rugosa. În acest sens, s-au introdus două soiuri: argeș 1, și Argeș 2. Argeș 1 Planta crește sub formă de tufă, cu numeroase tulpini multianuale pornite din zona coletului, cu înălțime de circa 1,5 până la 1,7 metri. Atât pe tulpinile principale cât și pe cele secundare, soiul prezintă numeroși ghimpi mari și drepți. Tulpinile și ghimpii sunt pubescenți. Frunzele sunt ușor zbârcite, de culoare verde închis, inflorescența este alcătuită din trei flori de culoare roșie cu petale mari aproape rotunde. Trandafirul de dulceață poate fi amplasat pe terenurile cu fertilitate medie, permeabile, pe soluri plane sau cu pante mecanizabile de până la 15 grade, pe solurile ce nu sunt pretabile altor specii de arbuști fructiferi. Pregătirea terenului pentru înființarea plantațiilor de trandafiri, în funcție de orografia terenului, constă în defrișarea vegetației existente, nivelarea, fertilizarea și ararea adâncă. Pe terenurile cu pantă lină de până la 15 grade și pe cele deja terasate, se execută doar o arătură adâncă de 28-30 de cm. În plantațiile de trandafiri pentru petale. Acolo unde terenul permite ca lucrările să se execute mecanizat, distanțele de plantare sunt de 3 metri între rânduri și 1 metru între plantele pe rând. O, epoca optimă de plantare este toamna, după căderea frunzelor. În cazul în care acesta nu este posibilă, plantarea se poate face și primăvara de vreme, imediat după dezghețarea terenului. Plantarea se face în grup de 30-40 ori 30-40. Iar în cazul în care nu s-a făcut fertilizarea de bază, se poate aplica o doză de 5-6 kg de gunoi per plantă. Materialul săditor este reprezentat de butași înrădăcinați și fortificați. Plantele se pregătesc pentru plantat prin fasonare, scurtându-se cu 3-4 cm rădăcinii la principală și mocilire. Plantele se introduc în groapă cu 5 cm mai adânc pentru a stimula drajonarea. După plantare, tulpinile se scurtează la 4-5 muguri și se udă bine cu 10 litri de apă pe plantă. În primii ani de la plantare, ritmul de creștere al trandafilului pentru petali este lent, astfel că pentru a favoriza emiterea de drajoni este necesară menținerea solului pe rând pe rândul de plante curat de buruieni pe o lățime de 1 metru. După instalarea covorului de ierburi, în perioada de vegetație se fac 3-4 cosii. Conducerea sub formă de tufă este cea mai economică și ușor de realizat ulterior, deoarece răspunde cel mai bine particularităților biologice ale speciei. Prin tăierile de formare se urmărește obținerea unor tufe viguroase cu un număr suficient de tulpini rezultate din drajoni și ramificarea acestora, care să asigure producțiile de petale. Astfel, Imediat după plantare se aleg 2-3 drajoni care se scurtează la 50 de centimetri. Se stimulează astfel ramificarea acestora și obținerea unui număr echilibrat de ramuri de diferite vârste. În plantațiile pe rod, în fiecare primăvară solul se lucrează pe rânduri de plante sau se herbicidează. Intervalul dintre rânduri se menține în ierbate, executând aceleași lucrări ca și în plantațiile tinere. Fertilizarea se poate face începând cu al doilea an, aplicându-se astfel câte o, o doză anuală de 100 de kg de azot pe hectar. Consumul cel mai ridicat de apă al trandafirului pentru petale este în perioada de mai-iunie, când planta înflorește abundent, iar în restul perioadei de vegetație consumul de apă este moderat. Deficitul temporar de apă poate diminua calitatea și cantitatea producției de petale. Irigarea culturilor de trandafir are în vedere asigurarea apei în sol pe adâncime de 10-40 de centimetri, adâncime la care se dezvoltă în cea mai mare proporție rădăcinile absorbante. Se recomandă irigarea prin microaspersiune și prin picurare. Acesta a fost materialul referitor la cultivarea trandafirilor pentru petale. Cultivați și voi în grădina voastră câteva tufe de astfel de trandafiri. Și vă veți bucura din plin de rezultatul muncii voastre. Până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi.